că din anexele de validare, erau vreo 303 hectare, sub rezervă în fizic, disponibilă, dăm la o parte pășun, dăm la o parte teren silvic, dăm la o parte canale, drumuri, orice, 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 ce rămâne este pământ care ar trebui să se regăsească niște titluri de proprietate și nu se regăsește. Fie vorbim de intravilan, că oamenii au mai mulți decât au un titlu, țin mai mult, sau n-a deloc acte pe intravilan. Fie vorbim de extravilan, unde sunt titluri și sunt oameni care nu sunt nici validați, dar țin acel pământ. O diverse aceste situații însumau la acea vreme. O să fie incluși ăștia aici. Este important. Sunt impuși aceștia, poate să fie o argumentație, o motivație, adică rezervă fizică 1200 de hectare, cereri de validare fără titluri, vreo 300. Diferența între 1200 și 300 vin vreo 900 de hectare, terenuri care nu am identificat la acea vreme un act care să dea drept cuiva să-l primească. Între timp, după 2014, a apărut legislația aferente lucrărilor de cadastru sistematic și am început să facem aceste lucrări, inclusiv la Sascuta, ce s-a făcut acum în zona Perești, dar și în alte părți, în județul Bacău și în județul Iași. Dar cum vă supărați, domnul inginer, nu mai ca să... ce înseamnă acte, să aibă acte care să demonstreze că... Păi pe extravilan, nu există. Exact pe extravilan. Un titlu, nu există. De proprietate. Ce s-a emis? La diferența de punere în posesie, e egal titlu de proprietate. Nu s-a emis așa ceva, e rezervă, nu știu, la studiu sau altă situație. Nu, nu, nu. Adeverința, situațiile când sunt acele adeverințe de proprietate, sunt în cele 300 de hectare, adică oameni care ar trebui să primească. Dar pe lângă... Exact. Dar pe lângă astea, 300 de hectare, din evidența noastră, ies încă 900, care n-au trebuit. Adică, astea ar fi pământul, deci asta este o, cum să spun, o constatare matematică. S-a luat teritoriul comun, s-a spus 11.900 de hectare, deci era la vremea aceea. Deci, iar s-au luat adeverințele de comunicare. Nu s-au luat în calcule. A, nu s-au luat. S-au luat în calcule. Nu s-au luat pentru că nici primăria nu le are, vă spun drept. Deci nici primăria nu are acele adeverințe de comunicare. Eu sunt în cauza asta, de asta vă știu. Dar primăria are anexele de validare, adică, în mod normal, adeverința de comunicare trebuie să fie egală cu suprafața validată în anexă. Și, deci, aceste adeverințe de comunicare intră în cele 300 de hectare validat și nepus în posesie, pe care urmează și oricând poate primească dreptul de reconstituire. Un proprietar alocat. Așa, au un proprietar alocat. Ei, dar rezerva totală fizic la nivelul comunei s-a spus, s-a identificat în jur de 1200 de hectare. Când scădem din 1900 cele 3 de care au drept, rămân vreo 900 de hectare teren, care poate să includă aici. Acele suprafețe care le țin oameni în plus, care nu au fost declarate la CRP, care sunt intravilană, tot la fel. Nu au intrat în CRP teren aferent case. Dar astea, să spunem, nu-s ponderea. Ponderea, în general, din constatările noastre, este pe extravilan. Bun. Ulterior, acestui demers de inventariere din 2014, primăria a avut obligația de a clarifica cât mai mult ceea ce înseamnă dreptul de proprietate, ce înseamnă a clarifica. Până aici, multe tipuri de proprietate. În intervalul, am extins puțin aici. În 1 ianuarie 2013, pentru că m-am dus cu un an înainte, dar oricum pe perioada legii 165-2013-2014 nu s-a emis. Deci, cumva, referiți clar. În perioada 1 ianuarie 2013, 20 iulie 2023, adică la zi, s-au emis în comuna Sascuta 36 de titluri de proprietate, cu o suprafață totală de 21 de hectare. Deci asta este, să spunem, din cele 300 de hectare care la acea vreme s-au constatat validate și fără titluri, sau circa 10% din ele, mai până 10%, s-au emis titluri de proprietate, ba pe extravilan, marea majoritate a lor pe intravilan și separat de asta au mai fost și niște rectificări de titluri, corectări, dar asta nu le luăm în calcul, pentru că ne interesează doar titlurile care sunt noi. Deci, în acest interval, în 10 ani, s-au emis 36 de titluri înregistrate în evidențele OCP-ului cu 21 de hectare. Din punctul nostru de vedere, este destul de puțin raportat la cât și ce trebuie făcut. Am început în 2020
contractul cu Agenția Națională de Cadastru și primul lucru care l-am solicitat primăriei s-a spus, a fost încheierea unui protocol între noi ca și prestator și primărie ca și parte în contract, dar nu parte oficială în contract, ci prin prisma atribuțiilor date de lege beneficiar. Ca beneficiar al lui, dar nu beneficiar al contractului, că beneficiarul al contractului este Oficiul de Cadastru și Agenția Națională de Cadastru, și s-a emis o hotărâre 17/27/2020, prin care s-a aprobat protocolul, un acord de colaborare, am făcut o propunere către primărie, a fost analizată și s-a întocmit și s-a semnat acest protocol. Acest protocol, scop a fost întocmit. Tocmai pentru a urgenta, pentru a finaliza aceste situații, în special de terenuri care trebuie să primească acte de proprietate sau proprietari care trebuie să primească tipuri de proprietate, știind că ritmul a fost destul de scăzut în trecut, și primăria și-a asumat în bază. Iar pentru aceste situații în care noi nu primim, nu avem acte de proprietate, noi avem un interes financiar diminuat, adică noi primim 10% din suprafața de, din prețul pe hectar, adică noi suntem plătiți cu 123 de lei pe hectar și primim doar 12 lei pe hectar, adică un teren care l-am pus undeva, agenția de cadastru spune, domnule, n-ai acte pe el, deci nu trebuie să-ți bați capul a cui, ce cu dânsul, l-ai pus, l-ai găsit din măsurător, l-ai stat acolo și mai departe nu te doare capul de el. Deci asta este reglementarea contractuală și legală care guvernează contract. S-a încheiat acest protocol și urmarea lui, toată lumea s-a apucat de treabă. Noi avem un contract în spate, primăria știind sub ajutorul nostru, știind ce este de făcut. Asta s-a întâmplat în, prin noiembrie 2020. Am trecut 2021-2022, eu venit și pe radio de pandemie. Suntem acum într-o fază în care spunem noi, fapt, nu, am depășit, să spunem, vârful de sarcină al lucrării. Nu suntem încă spre finalul ei, dar suntem sigur în a doua jumătate a acestei lucrări, în care, așa cum am prezentat și la ședința care a fost în luna martie, dar o să mai reiau puțin unele date, constatăm că avem titluri de proprietate care au fost dublate și le-am sesizat către Oficiul de Cadastru, le-am sesizat către primărie, le-au luat la mână, au început să cheme om cu om, căutat, venit. Demersul care certim. Din ce motiv? Pentru că aceste titluri dublate, de fapt, în spate au o singură validare. Și atunci trebuie clarificat, trebuie să știm care îl lăsăm în acel loc. Oficiul de Cadastru trebuie să verifice dacă este intrat în circuitul civil, dacă e deschis carte funciară. Sunt situații în care, din cele două titluri care sunt la fel, s-a făcut o vânzare a unei parcele de pe un titlu și vânzarea unei alte parcele de pe un alt titlu. Și atunci, nu pot să mă anulez așa deodată, că nu se poate anula deodată. Și atunci, sunt niște demersuri care țin de natura juridică, iar ele trebuie făcute cu responsabilitate, tocmai pentru a nu crea erori de drept, care astea sunt cele mai grele și nimeni nu vrea să le descălcească odată ce le-ai încălcit. Și atunci, dar aceste situații, când titlurile sunt dublate, nu, să spunem, nu ne afectează la nivel financiar. Oricum trebuie să pui un singur amplasament în baza unui singur titlu. Există procedură pentru această problemă? Ele se înscriu unul peste altul în cartea funciară. Ei, situația care este importantă și care o văd eu și o aduc în atenția noastră cu rugămintea de a găsi soluția cea mai bună, pentru că este în interesul noastră, este suprafața aceasta destul de mare, aferentă imobililor care nu au acte de proprietate. Practic, văzând că în 10 ani primăria nu a emis decât 30 ceva de titluri, m-am spus eu din aur, n-am nicio speranță, vă spun sincer, și acum pot să fac comparație și cu prima comună care s-a finalizat, comuna Blăgești. Fac o mică paranteză acolo. La momentul când lucrarea a fost predată spre primărie și ulterior spre Oficiul de Cadastru, în vederea verificării și după aia publicării, am constatat atunci, cred că în jur de 670 de hectare, terenul de acest fel, da? Care n-au titlu de proprietate. Și acolo tot cu o comună cooperativizată. Primărul a zis, păi stai că vin oamenii, le facem acte, toți aveau validări, pentru că din validări aveam vreo 700 de hectare, deci suprafața validată n-ar fi încăput în ce disponibil efectiv de teren.
Aici e invers. Am un arbitru de vreo 300 de hectare și în cadrul ședinței din videoconferință, Alina Minea, în discuția cu cei de la ANCB, le-a explicat, le-a înțeles, domnule, în general, toți cei care au avut validări pe legea 18, anexa 2A, 2B, anexa 3, în general, cam toată lumea emisit a primit titluri de proprietate, dacă mai sunt cazuri, vor fi punctuale, și chiar i s-a cerut la nivelul de instituția prefectului o listă nominală cu persoanele validate și încă nepuse în posesie. Trebuie să ținem cont că trebuie diferențiați, unii sunt pe terenul agricol și unii sunt pe terenul forestier. E, din aceștia, Alina pare mi se în jur de 200 de hectare, rețin că 200 și ceva de hectare, rețin că ai spus, o suprafață ceva mai mică față de cele 300 de hectare care le-am constatat noi la acea vreme când cu doamna Hilteanu, tot așa s-a luat anexă poziție cu poziție, dar oricum această suprafață este mult mai mică decât disponibilul faptic identificat de noi. Și dacă cei din anexele de legea 18, care se regăsesc și în schițele de la punerea în posesie în acele listări, pentru că aici ne-am lovit noi de probleme. Am început să parcelăm oameni 1-4. Au pe o poziție în listare care nu are titlu de proprietate. Câți prea vor? 5.000 de metri. Am lăsat gol. Am început, mă rog, titlu. Iar încă două fără. Îi lăsăm și pe cei la locul lor. În momentul în care din primărie mi se spune, păi stai că pe legea 18 eu nu mai am de dat. Adică, mă refer pe validările inițiale la legea 18. Se pune și problema în ce măsură a lăsat acele rezerve acolo, așa cum rezultă din acea listare, este acoperit din punct de vedere juridic. Pentru că primăria va putea face titluri pe circa încă 300 de hectare. Dar restul, până la 1200, n-are temei în spate ca să facă act. Să facă titlul de proprietate. Iar aceste terenuri sunt în folosința oamenilor. Adică, țin mai mult, o fi la 11% care ei îl țin. Au apărut între timp niște modificări la doamna secretară, parcă le-am discutat sau cu Mirela sau cu Alina, acele modificări la legea 18 care permit suplimentarea retrocedării și termenul este din mai până în noiembrie în acest an, în care spune cei care au avut terenul, dar care n-au predat la CAP, nu li s-a luat la CAP sau nu l-au declarat la CAP, sunt în drept să primească cu condiția să facă cererea. Toate aceste cazuri vor putea să acopere diferența aceasta între ce e validat acum și ce e fizic disponibil acum. Pentru că altfel, pământul ăsta se va duce, sau ar fi trebuit să se ducă, ca disponibil către comunele învecinate. Ori, nu știu dacă asta e o soluție. Dacă oamenii își țin terenurile și le-au ținut de atâția ani. Și atunci se pune problema, ce face Comisia Locală? Pentru că instituția care poate să dispună sau să propună este Comisia Locală de Confuncea. Dar la nivelul Comisiei, la nivelul Comunei s-a spus, Comisia Locală de Confuncea nu are eficiența și ritmul care este impus de problema în ceea ce înseamnă partea asta de timp. Și am venit aici ca să trag să vă adresez rugăminte și să vă trag și un semnal de alarmă. Mai suntem în comună cam circa jumătate de an, un an, în care putem să dăm tot suportul și tot sprijinul diverselor probleme care sunt și le-am constatat. După aceea, noi plecăm în alte lucrări și așa mai departe. Nu ne mai găsiți aici. Așa cum vă pregătiți punerea în posesie sau închiderea acestor evidențe, așa o să fie, să spunem, clar și bine în continuare, sau o să rămâne tot așa într-o stare de neclaritatea acestor situații. Cine o să aibă carte funcțională, titlu, poate avea carte funcțională, restul va rămâne o rezervă. Și juridic ce se întâmplă cu terenurile astea? Că dacă omul se punește mai mult decât a făcut dovada cu apă, l-ați găsit acolo fizic și când ați măsurat, sunt două situații majore. Situațiile unde este asociație și situațiile unde nu este asociație. Situația unde este asociație, nu am cum să zic că am mers în teren, am măsurat terenul unui om și el ține mai mult sau mai puțin. Nu e. Nu? Pentru că terenul ăsta este dat asociației, este un alt posesor, iar era tot la oaltă. Deci nu există cineva care să-mi spună asta e posesia mea. Spre deosebire, cum este poate în zona Pâncești, unde se spune
incidența asociațiilor este mai mică sau acolo unde nu este, unde dacă vine omul și mi-arată de aici până aici țin, legea mă obligă ca, unu, îi pun titlul de proprietate și ce are în plus, adică, dar arătându-mi el ca proprietar sau posesor, ce are în plus, las rezerva acolo. Obligă legea din punctul ăsta de vedere. Pe oate, pe oate, nu las lui. Deci nu lăsăm lui. Las pe comisia locală, dar nu. Las cu pe țica acolo. Pe extravilan se măsoară exact cât are unul pe titlul de proprietate. Pe bucățica acolo. El are mai mult. Atunci este o problemă, dar nu poate să facă dovada dreptului de proprietate. Exact. Nu rămâne pentru el. Nu rămâne pentru el. Îi se pune bucata din titlu și dacă mai rămâne 2000 de metri pătrați, se pune pe oate să ascunde. Dar tot în locul ăla rămâne. Adică tot în locul folosinței lui. Știți care este marea minune? Pentru că la registrul agricol s-a făcut un registrare declarativ. Când s-a făcut registrul agricol, fiecare a pus din amintiri ce are, fără să facă dovada cu acte, și banca a dat spre atribuitate. Și contractele de arendă la fel s-au făcut pe registrul agricol. Pentru a rezuma ce a spus domnul inginer, ideea este să scoatem cât mai mulți proprietari pentru a lămuri situația juridică. Și aici mă întorc la anexele de validare, pentru că în prima fază, din ce cred eu, aici se poate umbla și odată ce le facem proces verbal de punere în posesie, vom putea înscrie provizoriu omul, urmând ca după aceea să fie emis titlul de proprietate într-o procedură care se poate derula și ulterior în domniile lucrării de cadastru. Înțelesem din video de la colega dumneavoastră, care cam 280 de situații unde s-ar putea face... 281. Da. 281. Avem hotărâre. Sunt hotărâre al județene care nu s-au emis titluri. Și aici am putea, ar fi primul pas unde am putea opera și am exact. Să ar fi, nu, la cele 300 de restul. Dar la s-au făcut cărți provizorii, nu s-au făcut nimic. Nu, nu, deci, practic, sunt 1481 de situații. Eu nu știu unde sunt alea. Eu lucrez și la eu. Eu lucrez și eu pe unde vor la bucățică cu bucățică. Deci lucrez și eu pe unde. Deci toți care au la mine pământul în arendă, eu n-am găsit la un om, un centimetru în plus. Mai degrabă nu au. Din 89 de ani, poate au 80. Singurile soluții, singurele probleme unde ar fi, unde au fost belți și s-au desecat, corect, pe acolo ar mai fi câte ceva. Dar în rest, și la mine, de exemplu, eu n-am găsit, nu am nici pământ care l-a declarat omul. Din 89 rămâne 80 de ani. Dacă în situația expusă dumneavoastră, oamenii au în spate titluri, atunci situația este în regulă, adică se susține legal. Dacă n-au titluri și au adeverințe de proprietate, trebuie să vedem dacă în spatele acelei adeverințe este validare. Eu, de exemplu, chiar eu, de la bunicii mei, am adeverință, dețin terenul, nu mi s-a făcut titlu, am câteva terenuri. Noi am, și putem detalia aici cu niște exemple, de exemplu, aș spune sectorul 10, 11 și 12, sectoarele care sunt încolo spre ajut, pe partea dreaptă a drumului, da? Mergem încolo, până la regiunea de Oateș. Da. Exact. Avem 1000, aproape 2000 de hectare. Dintre astea 2000 de hectare aici, noi luând puse unul lângă altul, avem 200 de hectare, deci circa 10% terenuri care nu am titluri pe ele. N-am de unde să scot un titlu. De niciun fel. Am pus toate titlurile unul lângă altul. O luat primăria cu duplicatele. Mi-a spus, ăsta da, ăsta nu, ăsta da, ăsta nu. Dar nu mi-a spus la toate. Din, ca să vă zic exact la cât mi-a spus până acum, din 914 poziții care le-am dat, cam la 30%. O apucat să mi le lămurească. Acum o întrebare nu poți dumneavoastră. În Sastut nu este teren necultivat. Da. Terenurile alea sunt cultivate, chiar dacă nu au stăpâni. Așa este. Aici e o problemă care excede... Cine plătește impozit, cine plătește arendă, cui plătește arendă, cine ia subvenție, în sub ce formă. Excede competențele noastre lucrurile. Dar se mai întâmplă un lucru. De exemplu, eu la mine, acum câțiva ani, eu știu, 5 ani, când trăia domnul Burlacu, ne-a dat titlul de proprietate fără să-l înregistreze în primărie. Acum 10 ani, nu știu. Și m-am trezit la un moment dat, păi, dar zic, și uite, pământ și terenul ăsta. Și nu e înregistrat titlul ăsta. Sunt multe titluri care le-a dat și nu le-a înregistrat nimeni în primărie. Înregistrarea primăriei, cred că de punctul ăsta înseamnă înregistrarea la rol.
Da, da. Dar asta nu înseamnă că nu e un lucru corect. Comisia Județeană a trimis un comun exemplar la mine. Știi. Da, da, dacă nu era registrat, nu era știat. În 2015, cred că, sau 2014, ați făcut toate formularele care au fost Eu vreau să spun că în urma acestei lucrări, când punem act cu act unul în altul, oamenii vor primi cărți funciare. Care oameni? Cei care au titlul de proprietar. În zona care este pe asociații agricole, nu avem posibilitatea faptică de a constata dacă un anumit om ține mai mult decât în titlu, pentru că dacă am fi găsit, l-am pus acolo. Și atunci, singura noastră pârghie este ca să lăsăm, să spunem, de loc, să ne luăm după caietele de la listările de la punerea în posesie, să lăsăm din loc în loc, sau acolo unde vedem că nu este titlul, să lasă acea rezervă, dar trebuie să știți că noi ne asumăm aici o supoziție care nu are un suport legal. În caiet spune un proprietar cu 5.000 de metri, dar omul ăla n-are calitate. De unde să știu că trebuie să-i corect să lase 5.000 de metri acolo? Mai iau după ce scrie pe acel caiet. Și când i-am pus așa frumos unul altul, ajung cu tarlaua la final și văd, popa, stai că nu-mi încap și titlurile și să las acele rezerve. Exact. Și atunci ce fac? Mă apuc și le scot. După ce criteriile scot? Alina mi-a spus că nu mai am validați pe legea 18. Trebuie să ne gândim că acele, mă refer pe anexa 2A, 2B și 3. Trebuie să ne gândim că acele caiete atunci au fost făcute. Nu sunt aferente validărilor de după 2000. Caietele alea sunt făcute în 95, 96, atunci, la momentul ăla inițial. Deci când a fost trecut cineva. Plus, mai sunt, am trimis adrese către primărie și am întrebat. Mai sunt cereri nesoluționate pe lege 18? O mică paranteză aici, că am vorbit cu consilierea noastră juridic. Cererile care n-au... Nu există un termen de decădere în vederea soluționării cererilor pe fond funciar. Sunt multe cereri în această primărie. Și domnul primar și domnul Costin Popova știu că sunt aici. Aferente persoanelor care au avut cereri cu martor, dar care au depus cereri la acea vreme și încă nu au o soluție legală. Aceia exced cele 300 de hectare. Sunt spre cele până la 1200. Vă referiți la cererea de la legea lucrurilor. Nu, înainte de legea 1. Mai înainte. Are înainte care n-au primit soluție de la Comisia Județeană. Nici da, nici nu. Că cele care au primit da sau nu, respectiv nu, dacă nu au contestat la judecătorie, nu mai are nicio treabă acum. Dar cele care s-au făcut cereri și încă nu sunt soluționate, care au avut atunci pe bază de martori, nimeni nu împiedică Comisia Locală să le ia, să le regândească, să le reanalizeze, să le din ce vreți și le propună spre validare sau spre invalidare la Comisia Județeană cum funcționează. Ca să scăpați și de alea, ca să mai acoperim. Pentru că noi, ca și prestatori, să spunem, poate avem o speranță să ne recuperăm din sumă, pentru că noi aceste terenuri le punem fiecare în locul lor. Muncim la fel ca și pentru ăla, pentru titlu. Agenția de Cadastru mi-a spus, domnule, specialist este cel care termină la timp și predă la timp. Și eu am spus celui de la domnului șeful, doamnei director. Păi bun. Și ce e corect? Să termin la timp să fac o lucrare proastă sau să-mi bag capul și după aia să n-am scandal? Păi după aia am zis, după ce termin lucrarea asta, nu vreau să ne caute nimeni, să ne cheme prin proces, că nu a fost făcut bine sau sunt omisiuni. Așa cum nu s-a întâmplat în nicio lucrare care am făcut-o până acum. Dar asta depinde de capacitatea administrativă a primării de a închide cel puțin pentru astea 280-300 de hectare, iar, și vă spun sincer, Alina și cu doamna Mirela nu au nici timpul necesar și nici puterea fizică și nu depinde doar de ele pentru a se face documentația respectiv procesul verbal de punere în posesie. Și de ele numele unei comisii de funciar care, realist, vă spun din punctul meu de vedere ca specialist, nu este funcțională aici, în sensul aș face treaba. Ce înseamnă așa face treaba? Așa cum cadastru îmi spune, ți-ai făcut treaba, e cale, preda lucrarea. Pentru primăria s-a spus, aș face treaba înseamnă a pune în posesie oameni. Trebuie să ia din lista care o are și să vadă, în primul rând, cine trăiește din lista aia. Doi, dacă nu trăiește, cine sunt moștenitorii? Trebuie să-i aducă aici, să vină la primărie și să pună să semneze procesul verbal de punere în posesie. Nu poate semnătura procesului verbal, că deja are dată, nu este semnat de către titular. Exact asta vreau să vă întreb. Care a fost primii pași? S-a făcut caietul de punere în posesie și după aia titlurile de proprietate după caiet, nu?
Nu așa s-a procedat. Vă referiți când s-a făcut punerea în posesie? Sau da. Așa ar fi trebuit. De ce deci atunci, atunci domnul inginer nu ne-a ajuns în de proprietate. Vecinul din stânga are, ăla de dreapta nu are, eu învălmă și iată. Deci, într-adevăr, astea sunt lucruri care vin din istoric și trecutul acestei comune. Ăsta este un moment de a le lămuri, pentru că aveți, suntem o echipă de 10-20 de oameni care lucrăm în firma asta și care dăm tot sprijinul aici, dar după aceea o să rămâne doar doamne, cele două doamne și nu o să rezolve nici 1% din cât ar fi putut să facă în perioada asta. Pentru și... că să știți că tineretul ăsta este plecat afară. Părinții sau bunicii sau au decedat. Ei de străinătate n-au de unde să știe să vină să facă cerere să-i deie pământul sau pe locul ăia. Sigur. Situația este că primăria nu face nimic. Asta e situația care vă confundă. Nu sunt obligat să vă contrazic. Eu am venit în Consiliul Local și am încercat să rezolv două cazuri. Constantin Nicolae, fostul meu coleg. Domnul Marian Chiriac a spus, noi nu facem treaba asta până nu se termină toată cadastrarea. Ei, eu nu mai pot face, cred că știți cazul. Ce să aminte, pentru că dumneavoastră ne-a spus pe noi, Consiliul Local, să stabilim un teren care să se împartă pe legea fondului funciar, ceea ce nu i-a atributul Consiliului Local. Dar nu, dar aia era calea prin care puteau să dăm. Terenul la Comisia Locală de Fond Funciar nu, are cerere nu, trebuie să vină întâi în fața Consiliului Local să aprobe aceea, pentru că nu avem voie să o dăm noi. Acum, întrebarea mea este următoare. Păi, dar nu dați vina pe dacă nu... Dacă nu știți toată problema, nu dați vina. Deci nu a început bine măsurătorul la Berezna, dar la, după două luni de zile vinic, am găsit un pământ în plus. Nu, nu e adevărat, nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Eram în cazul în care puteam rezolva un om, un tatăl său nu a venit după titlu, omul ăla are adeverință, este validat și trebuia dat la comisie. Și acum e întâlnirea de 300 de hectare. Nici acum nu e rezolvat ăla. Ce nu rezolvați? Păi dă pentru că nu ne-a spus, i-a zis că după. Ca terenul la care ai vrut tu acolo, i s-a dat lui domnul Vesman, acum am înțeles. Care? Nu e adevărat. Nu a dat la nimeni. Acum întrebarea nu este așa, dar cărțile care sunt acoperite cu cele 280, deci aproximativ 300. Pentru celelalte 1200, dacă nu reușim să identificăm proprietarul, urmașul proprietarului, iar dumneavoastră a spus că nu intră în termenul de decădere cererea pe legile fondului funciar. Urmând ca urmă să avem neapărat de a face un an, 2, 5, 10, 15, 20. Consiliul Local și Comisia Locală pot să intre provizoriu în posesia acestor terenuri? Așa va și întâmpla. Unde nu avem proprietate, să facem scrierea provizorie oare, în favoarea OAT-ului, urmând ca urmă... Exact, doamne, și atunci OAT-ul intervine cu dreptul lui provizoriu, un raport cu arendatori, cu cei care lucrează și atunci nu se partare cumva. Ideal este să avem cât mai mulți proprietari. Și asta spunea domnul Săvescu. Dacă facem înscrierea provizorie în favoarea OAT-ului, procentul de plății este de 10%. Deci pe noi nu ne avantajează înscrierea pe OAT, pentru că, faptic, asta nu este o lucrare finalizată. Nu vezi asta, asta nu înseamnă că nu va fi înscris OAT-ul provizoriu. Vor fi situații, dacă, atunci la Blăgești situația asta. Dar, ideal ar fi acolo. Vreau să vă spun că legea a fost modificată anul trecut și a dat posibilitatea acestor procese verbale a se înscrie provizoriu omul în baza procesului verbal și a devenit semn de validare, a hotărârii de validare. Deci legea a fost modificată tocmai ca urmare a acestor situații intervenite pe parcurs. Și dacă suntem în... avem posibilitatea ca măcar la 200 de oameni să le facem scriere provizorie, haideți să o facem. Acum, să vorbim la concret. Cine împiedică să dăm drumul la aceste 280 de procese verbale? Pe noi din birou, ceea ce ne-a blocat foarte tare a fost identificarea acelor cetățeni. O parte din ei i-am identificat, dar nu toți. Deci, mă întorc la ce spuneam, dacă nu vine cineva să semneze procesul verbal... Nici un maș, măcar unul. Dar ce discută? Dar nu știu că a făcut un obotic al cererea sau a liberiței, dar chiar nu știm cine a fost. Cine a lucrat? A fost Manolescu, au venit dubluri. Nu știm că pământul s-a încercat să fie furat de la început, de când, de la Ceaușescu a făcut. Și tot când putem acum, nu știm unii de rest. Venim cu rugămintea. Cine ține terenul ăsta 1000 ceva de hectare? De când îl ține? Noi acolo trebuie să ne dreptăm mai întâi. Să începem de acolo. Nu acum ce face, cu el dăm. Cine îl deține azi? Azi, cine terenul ăla? Păi da, sunt și vorbim. La toți. La care toți că era, nu toți. La toți. Nu toți.
general, nu la toți. De 30 ani de zile nu ținea. Vă dați seama cum mai a spus pe el? Vă dați seama că la APA ăsta a fost înregistrat? Pe ce bază l-a înregistrat? Dacă nu mă trebuie să... Pe ce bază l-a înregistrat? Care? Care controlul de arendă? Cu cine? Dar cum se face controlul de arendă? Dacă el are proprietar, domnul... Nu are proprietar. Uite un zi, dar nu cai de proprietar. Haideți să mergem la acolo, la statuia. Vorbim, haideți să luăm, să tăiem capul de acolo. Că nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa. Știți tu că e bine. Știți tu că e punere posesie așa, domnul Savescu? Sunt, dar în spatele lui, dacă omul nu are validare, după cum s-a constatat, practic, dar data de verință după caiet, nu e corect. Data de verință după validare... Au fost clipe când s-a dat data de verință după caiet. Când a venit domnul Savescu, vă întreb, când a venit domnul Savescu cu lucrarea, ați avut, primăria a avut măcar un metru pătrat de pământ să pună ceva posesie? Poate nu. Acum avem 1100, de unde? Să nu, domnule, a fost teren. Domnule, domnule, a fost teren, că pe cadastru care s-a făcut aici. Domnule, s-a făcut tot domnul. Vă arăt că sunt. Dar astea 36 de hectare, 36 de titluri de unde s-a pus, nu de acolo? Domnule, dar e puțin tare. Foarte puțin. Vă vorbim de 1200 de hectare, vorbim de 1200 de hectare. Să fac o următoare precizare. Deci, în celelalte sectoare în jurul Bereștiului, care s-au făcut în 2017, 2018, 2019, în care s-au găsit și acolo foarte multe rezerve și lăsate, după cum au fost educate, nici acolo nu le vezi dumneavoastră. Nu s-au făcut niciun nu s-au făcut. Pentru ce? Ce le țin? Deci, eu vorbesc de capacitatea administrativă a primăriei de a-și face treaba, pentru că noi, raportat la treaba asta, noi pierdem 110 lei pe hectar. Efectiv, noi luăm din ce cauză. Hai că înțelegem acolo unde nu este un drept, dar acolo unde este un drept constituit, primăria nu-și face treaba, având în baza acestui protocol, vă spun drept, nu vreau să ajung să mă cer cu primăria în instanță, pentru că am pierdut bani din cauza că nu și-a făcut treaba. De asta apelez la dumneavoastră să găsiți măsura în Consiliu de a suplimenta forța de muncă pe componenta de fond funciar, ca să finalizeze aceste demersuri atât cât se pot. Pentru că lucrarea, acum când se va preda la Oficiul de Cadastru în prima fază, se predă cu rezerve din locul. Noi să fim plătiți la 10% acum etapa în tranșa de bani. După aia, într-o jumătate de an cât stă în verificare, afișare, și primăria are tablou complet al tuturor rezervelor, al tuturor terenurilor care are tipul care n-are titlu, atunci, în momentul, deci, aveți așa un interval de 6 luni, în care trebuie căutați oamenii, chemați, făcut procese verbale, și înregistrate în primărie și înregistrate în oricare. Și noi ne recuperăm banii la final. Domnule, vedeți-mă, vă rog frumos. Deci eu am în fața mea 281 în situații de care vorbim. În spate, da. Cu hotărâri, cu tot ce este, dar la parcelul mai puțin. Vin cu rugămintea, dacă tot este Consiliul Local și ne poate ajuta, dacă mă poate ajuta cineva din Pâncești, două persoane, din Sascuța două, din Berești două, trei, patru persoane, aici sunt de funcție. Să vedeți cum dați de ei în Anglia, în Germania, nu știu ce. Facem o copiuță și fiecare dintre consilier să ne ajute, să identifice. Domnule, știu că Paris, bunicul lui Paris, mă pot ghida undeva într-un caiet de punere în posesie să-l descopăr. Pentru că având în vedere că ei sunt aici doar numai de funcții, este foarte greu singură să-i descopăr. E bine ce spuneți dumneavoastră. Da. Este în felul următor. Ne suprapune niște activități într-un timp atât de scurt încât nu vom reuși să facem nimic. Comprimat. E foarte complicat. Eu văd lucrurile într-o variantă proprie. Oricum a aduce problema asta pe umerii la aparatul administrativ e prea mult. Că mai au și treburi curente, mai au și altceva de făcut. Putem găsi o soluție să, prin dumnealor, prin altcineva, să externalizăm pe 6 luni de zile problema asta către o firmă, o societate care să se ocupe, evident, contracost de problema aceasta. Pentru că este o problemă foarte importantă. Dar mai bine că ei nu știu. Nu, pentru că trebuie să cunoaște oamenii, domnul Apostol. Am mers în târg în Răgăciun, m-am întâlnit cu un cetățean, Dărban, tu deții pământul lui Oncioiu, te rog frumos, spune-m în ce bază? Păi am titlul mai mirat. Descoperă în Oncioiu să dublează. Mi-aduce un număr de telefon. Deci fac concret. Gheorghiță Dărăban. Vorbește cu Oncioiu care a fost pe la Silvi, director ceva. Bravo! În Canada, bravo! Băi, n-am nicio treabă cu Sascutul. E titlul la sora mea. Sora lui este decedată, are o fică în București. Iau legătura cu fixa. Fică să zice că... Băi, doamne, vin în Sascut, nu știu nimic, îți ruptă de realitate. Astea sunt
probleme, adică să ne ajutați să descoperăm, că după aceea ne ocupăm noi. Nu că să facă cineva. Nu că nu vrem, trebuie să cunoști cu oamenii. Domnule, ăsta e muncă, ăsta e muncă. Mi-a zis neapasă, Costea, nu se întorc aici, Costea. Singura soluție. Îmi spune David Costea, nu-i așa, dar faceți acasă o hotărâre a Consiliului. Ba da, deci, eu știu pe fiecare care cum ai pus să discute. Problemele sunt vechi, lăsați. Înțelegeți, iar nu că nu vrem. Din contra. Proprietorul să vină să ceară ajutor. Domnul Sărescu, o speță. O speță care e foarte des întâlnită în cazurile noastre. Titlul de proprietate în stânga, titlul de proprietate în stânga, titlul de proprietate în dreapta, rezervă aici. Ambele titluri au specificate Costea Nicolae, vecin. Deci cine ne dă nouă dreptul să-l eliminăm pe omul ăsta? Pentru că și în ăsta, și în ăsta sunt trecut vecini Costea, da? Deci eu trebuie să-i fac lui Costea musai titlul de proprietate în cazul ăsta. Chiar dacă are sau chiar dacă are validare. Nu are validare, nu aveți temei de că alții face validare. Domnul Sevescu, da, sunt niște acte originale care le-a scris un om, da? Modul cum s-au făcut acele titluri a avut la bază acel tabel de la punerea în posesie. Adică probabil ăla are declarații de vecini de martie. Ce spune? Dar sigur are. Și atunci... Păi nu-i validat aici. Doamna Drică, haideți să vă explic o chestie. Ascultați-mă și pe mine un minut ca să vă dați seama cu ce situație ne confundăm. Bunici, nu noi, nici părinții noștri, că părinții noștri au fost un pic mai citiți decât bunicii. Bunicii noștri au avut o idee, ei la momentul actual, bă, nu declarăm tot pământul, pentru că plătim impozite. Ei, pământul ăla a fost al lui, dar eu nu l-a declarat. Cum, de ce îmi permit eu să-i zic lui Costea că nu-i pământul lui? Pentru că acolo a fost, nimeni nu este înscris. Sau poate mai sunt câțiva care eu am scris pe deasupra, pe liste. Dar eu rămân la prezumția de nevinovăție și acel om care este în stânga și în dreapta pe toată nevinovăția. Scorul este registrul 59-62. Ăla să-l luăm! Păi ăla să-l luăm și să facem. Dar noi să fim de acord să ajutăm omul ăsta să se vină. Pământul ăsta a fost vândut și revândut. Prin... nu cu adevăr. Nu... Bă, dar cum să nu facem? Dar eu te cred, Maria, crede-mă! Dar dacă o luăm pe asta în brațe... Hai să luăm poziția lui Dumnezeu și nu, hai să luăm poziția lui care te-a luat să faci. 2000 ceva de hectare care se găsesc, este 1000, poate să găsesc acolo. El a dat lui ceva, ceva, a dat banii pe ele acum. Crezi că ceva acum dorește neapărat ce zici pe omul să vezi? Păi aici ai dezvolt. Păi nu, și de asta o să întâmplă. Păi nu te ajută fermierii. Așa o duc. Îți faci provizorul. Deci nu mai decât să ne-ai de credință. Stai o secundă, sper. Nu, i-am dat răspunsul lui prin linie că au zis că fermierii ne pot ajuta. Nu, Costele, nu are niciun interes. Nu, păi nu spune, Șerban este un patron. Șerban este un patron. A luat bani, nu? Corect, nici el nu te poate ajuta. Eu sunt nu vrea. Păi corect, aia e logic. Nu, 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 pe pământul nostru, toată lumea a venit acasă. Costel, Șerban, uite, lasă, ascult. Eu știu pământul la Berești, tu băieții ăștia la plăcere și așa mai departe, da? Deci... acum au zis că e 1200 hectare pe oameni, de 30 de care țin cineva. Iar noi de ce? Că nu se poate. Ce ce? Da, da, da. Dar vezi, nu ia domnul nici bani. Nu, un an, un an ai zis. Ne vă rog. Aceasta e problema. Acum, Maria, dar domnul Consiliar, dacă ne lăsai să-i facem, vei mai făceam un pecin. Dar nu asta este situația. Situația este că de un an de trecut că... important e trebuie să începem să-l facem. Noi cu dat vorbim totul dată. Am dat poliții local să ocupe să identificăm oamenii să aducem cu titlul. Am făcut declarații, doamna Mirela. Cam câte declarații ați făcut cu oamenii care au venit cu titlul de dublură? De la început, doamne, până acum. Nu pot să vă spun exact, ca să nu mint, nu mai bine spun că nu știu exact cât. Dar aveți aproape zilnic câte două persoane, câte sunt, persoane da, care da, ați da, adus. Da, dar doamna, în funcție de cum mai descoper. Bun, din cele 200 și ceva de la vă spun eu acum. 250. Atenție. Nu, deci, din aia 281, din 1174 de poziții. Nu, din deci, aia 281. Atenție, cu privire la dublul. Din tabelul care l-ați parcurs până acum, 26,8 hectare ați pus acolo cu propunerea de anulare așa, a unui titlu și 57,8 menținere, adică da, sunt amplasamente distincte. Vreau să mai fac o precizare privind terenul forestier. Tot ce înseamnă teren forestier este grupat într-un singur sector, sectorul 14, absolut totul, și avem, din evidențele noastre, în jur de 120 de hectare predate
la legea 18, adică la legea 18, mecanismul a fost diferit de legea 1. Adică la legea 18, oporul plenat la primărie, 180 de 730 ceva de hectare, 740 de hectare de pădure, și primăria, deci poporul s-a descărcat la fața asta din gestiunea lor, și comisia locală trebuia să emite la legea 1. Descărcarea oporului s-a făcut individual de fiecare om în parte. Adică acolo avem procese verbale sau timp. Deci, cu privire, în general, la cele de pe legea 18, avem 130 de hectare constatate de pădure, pentru care nu s-au emis încă titluri. Adică, clar că aici primăria nu sunt arendași, dar efectul principal e că oamenii nu și-au lemne. Da? N-au titluri, n-au contract de bază, n-au lemne. Și să scandal pe linia asta. Iar acele terenuri se vor înregistra pe OAT în baza acelui protocol. Fac precizarea că suprafața asta de care vorbim, de 1200 de hectare, include și aceste 130 de pădure. Deci, trebuie diminuat. Deci, suprafața pe OAT. Da, deci, să mai lasă și mai sunt și terenuri netrebnice în acest intră. Deci, s-au exclus la acea inventariere ape, drumuri, canale, pe ferate, terenuri degradate, ele da. Sunt incluse la astea. Sunt incluse. Sunt incluse, toată și asta. Le arași cu asta. Le arași cu asta. Arași, nici drumul nu merge să acum. Nici drumul nu merge să acum. Dumneavoastră, la ora actuală, ați finalizat lucrarea pe tot teritoriul comunității. Deci noi am făcut parcelarea și am expus-o și către unii din consilieri, am dat-o și la primărie pe partea de deci cum vine spre Bacău, ce este sectorul 6, care este pe stânga, până în Gară, până în Cefere, până în Berești, ăla este făcut. Pe Pâncești, ce este între limita de OAT și sat, unde sunt viile, deci acolo avem o variantă, un plan făcut. Și tot ce ține de la sud de Sascut, până în limita de județ. Deci mai avem de identificat. Cum am identificat aceste amplasamente? Am pornit de la schițele de la punerea în posesie, am pornit de la ortofotoplanul de rezoluție pe care l-am făcut și acum, în luna septembrie, vor veni punctual convocări cu oamenii, acolo unde, de exemplu, nu voi face convocări, acolo unde am asociații. Pentru că omul nu are ce să-mi arate acolo, în zona aia. Vom face convocări în zona Pâncești, unde oamenii își țin individual, în zonele imediat învecinate intravilanelor, unde la fel oamenii își țin bucățele lor, sau acolo unde avem neclarități. Pe partea de intravilan, tot în baza ortofotoplanului care ne l-am făcut, unde se văd limitele foarte clar, s-a mers din poartă în poartă în Berești, în mai puțin Pâncești s-a spus. În rest, s-a mers prin toate, începem, astăzi trebuia să începem, dar o să începem de mâine, când se începe efectiv Pânceștiul, din poartă în poartă, dar doar acolo unde am carte funcțională. Nu intrăm, sau intrăm acolo unde vedem că sunt diferențe, unde gardurile sunt clare și se propune cu vecini, cu schițe, cu absolut totul. Intrăm dacă e ceva acasă, dacă nu e, lăsăm un bilețel în poartă și se poate reveni. Deci, intenția noastră și am comunicat și către agenția de cadastru este ca până la finalul acestui an să avem lucrarea predată în OCPI, în vederea verificării, 3 luni verificare, ne mai dă înapoi 2 luni, după aia afișare încă 2, adică cel puțin 6 luni va fi procesul acesta de verificare din toate punctele de vedere, timp în care se pot foarte, foarte, foarte multe corecta. E o etapă a lucrării, așa cum spuneți. Da, fiecare vede și spune noi. Eu sunt aici. Ipoteza cea mai neoptimistă, care este? Neoptimistă să predau la anul aprilie, martie. Nu ca timp, ca rezolvare, ca mod de rezolvare. Adică mă gândesc tot la ceea noi nu putem spera decât la emiterea de procese verbale pe cei care sunt validați. Cei care nu sunt validați, singura șansă o aveți, unul, să se dea o soluție la cererile alea 5, 7, 10 bibliografuri care sunt în primărie cu cereri nu soluționate, sau oamenii să depună cereri până în noiembrie pentru cei care au teren, care nu au făcut cereri, care nu l-au dat la CAP, dar care dețin și să fie, da, identificarea faptică unde poate fi pus acel loc, primăria o face în baza planurilor care tot timpul are la dispoziție și
Adică, de multe ori a fost întrebat, sau dă o proiect, să punem pe acest om. Nici primăria nu are calitatea asta să spună, nici noi. Totul trebuie să plece de la declarația, asumarea omului privind vechiului amplasament. Și dacă vechiului amplasament e liber, atunci se poate pune acolo. Dacă nu e liber, atunci se poate veni cu o propunere din partea primăriei. Uite, ăsta e liber, ăsta, hai să vedem. Care? Au moment. Da, director, la viitor, pe vremea asta, pe ETR, găsim, s-a făcut galbă tot? Așa, domnul inginer, eu vă spun o situație. Sunt terenuri care nu au fost măsurate atunci când au fost comisiile de măsurat. Și acele terenuri intră în suprafața aceasta. Nu, dar suprafața, suprafața asta va crește. Tocmai de asta v-am întrebat. De asta încă mai aveți de identificat. Nu, 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 asta e pe toată suprafața. Adică ce v-am spus? Deci e închisă comuna, atunci nu s-a devenit. Este în jos, va scade. Nu, dar vă spun, sunt terenuri care n-au fost măsurate deloc atunci. Care n-au fost nici trecute în schițele de dare în posesie. Da, pe care de dare în posesie. Da, eu acum am avut să vă spun, doamna director, dacă fac cumva comisie de închidere, deci rugămintea mea este să elementele care țin de organizare, ca să putem să închidem în timpul lucrării această lucrare. Eu și din discuția și cu ANCP am constatat care este principala cauza acestor întârzieri. E faptul că eu sunt de specialitate. Sunt foarte multe firme în țara asta care predau la timp, dar niciuna nu are administrator inginer de cadastru, poate mai mult specialiști de cadastru în acea firmă. Păi, toți predau la timp. Și m-am început să-mi pun problema că poate face ceva rău. Și altfel ar trebui să facem lucrurile. Cel puțin așa se vrea din partea agenției de cadastru, mai mult cantitativ decât calitativ. Ori ce rămân în spatele primăriei. Domnul Sevescu, ca să facem o concluzie. Consiliul local poate ajuta această campanie. Este sau nu, ca să înțeleagă și colegii, că ei trebuie să hotărască dacă un titlu de proprietate poate fi... Noi trebuie să vă spunem. Asta e Comisia Locală de Fond. Da, dar fără hotărârea Consiliului Local nu putem. Am mai spus că... Păi dar nu dumneavoastră a spus că trebuie să tragi... Păi ce a spus domnul Sevescu? Ce a spus domnul Sevescu mai înainte? Da. Poți să spui să prindeți de Consiliul Local, singurul lucru care trebuie să treacă prin Consiliul Local este a pune, de exemplu, aia intabulată. M-am fost în terenurile care s-au cadastrat. Ai o carte funciară în scriere provizorie pe OAT de un hectar, și vrei să pui un om acolo de 7.000 de metri. Asta e experiența. Dar este validat omul. Trebuie o treia Consiliul Local. Corect. Nu, care ține loc de act de dezmembrare. Așa. Bun. Ce-a fost? Transferul pe care Consiliul Local este provizor, proprietar, să-l transfer comisiei locale ca și comisia. Această comisie locală să-l proprietarească pe cetățean. El este deja. Rezervele astea nu trebuie Consiliul Local. Dezmembrarea este un act doar de administrare. Știu, da, dar un transfer de drept de proprietate. Consiliul Local își dă acordul ca acea suprafață de 10.000 de metri să fie în două dezmembrate. Și după aceea se va deschide carte pentru fiecare suprafață de teren cu OAT. Dezmembrată. Tot cu provizorul OAT. Și OAT-ul pune în posesie pe cine trebuie să sau comisia locală. Comisia de fond. Comisia locală de fond funciar. Și atunci transferul din proprietatea privată a OAT-ului provizorii pus să duce la Consiliul, la comisia locală. Dar nu se duce că e din totdeauna la comisia locală de fond. Întotdeauna a fost la comisia locală. Noi nu putem elibera hotărârile. Hotărârile doar Consiliul Local. De titlu de proprietate n-a văzut nicăieri ceva de hotărâre de consiliu. Pus, nu. Doar pentru dezmembrarea unui teren este ceva de hotărâre. Consiliul Local își dă acordul la dezmembrarea terenului. Și am dezmembrat-o și gata. Și mai departe... Comisia Locală își face treaba. Pentru că din ce moment... Face proces verbal de punere în posesie și dă drumul să se ducă să-i facă titlul de proprietate. Și atunci, dacă e așa, și asta este soluția care cred că va fi adoptată în final, ca toată cadastrarea să fie 100%. Numai pentru cei validați, atenție! Pentru cei validați. Atât, nu pentru alții. Și pentru cei care nu sunt validați, care nu au proprietari, pentru mie aia de vreme. Nu vorbim de aia, vorbim doar de validare. Rămâne în Consiliu și rămâne tot provizorul. Exact. Dar noi nici măcar de aia validată nu am fost de acord, că a spus că nu. Haideți ca să fie și bine și pentru noi și pentru dumneavoastră. Păi, hai să înțelegem. Că ei au 12 de hectare dacă noi devenim proprietari provizorii pe terenurile care n-au solicitați, corect? Da, corect. Și atunci ce ne împiedică să
Să le dăm oamenilor niște bani ca să încheie soluția, soluția asta. Nu asta ar fi o problemă. Oamenii ne-ar lua bani. Problema e că nu identificăm proprietarii sau moștenitorii. Nu acum. Poate vor apărea. Da, oamenii fac cărțile funciare la rezervile Comisiei Educației de Fonds Funciar. Așa cum... Noi avem ce sunt măcar un proprietar din... Dar omul să-și termine treaba și să plece și ne lasă pe noi ca proprietari provizorii urmând ca noi să ne facem noi capul să-i facem. Așa, tocmai asta vrea omul, ca noi, înainte să ne dea pentru care nu este plătit. Pentru că omul când a participat la licitații, faci bă cât are comuna, s-a spus. Câte, 11.000 de hectare, da? Păi eu primesc atât. Știa că merge ca la 118, adică merge repede. Da, da. În momentul când a întâmpinat situația de la, din teren, că sunt foarte multe hectare de teren care nu își au un proprietar identificat, acolo avem problema. Pentru că nu-i plătit decât 10%, nu? Din suma și eu spun, dom'le, păi eu sunt în pierdere. Dacă noi nu ajutăm, și pe noi ne ajutăm totodată, că identificăm un moștenitor, pe cineva, care nu a știut, a fost ca părinte să mă duc la folosă, dânsul ne ajutăm documentația, ca noi să punem posesie să poată să-și ia și bani. Eu așa văd că este util. Mia sau 1200 cu pădure cu tot, să fie proprietar provizorul Consiliului Local, depune și pe noi într-o poziție legală față de cei care lucrează terenurile. Nu apostul asta vreau și eu, dar în schimb dânsul, spune domnule, așa să mai recuperez din banii și care... Ce? Asta e nu, dar aia care deja îi știm proprietari, de ce să nu le dăm voie să-și facă nidul de proprietari? De ce? Bine, trebuie să se dea sponsor odată. La asta 1000 hectare, cam repistă cam 10% din comună, noi să fim plătiți doar cu 10% și din aceste motive, pentru că noi n-am reușit să ne încadrăm în timp, avem și întârzieri încă penalități de 10%. Dar aia 300 având solicitanți, nu fac o pierdere. Dar dacă nu are modelul din Consiliul Local, nu poate să-i trebuie. Nu-i trebuie, acolo ce trebuie. Trebuie proces verbal, de punere în posesie. Știți lucrările anterioare care le-a făcut Rânsul? Nu au avut același caracter juridic cum e acum la plată. Altfel. A fost totul altceva și Rânsul, dacă v-ați uitat în lucrurile respective, sunt foarte multe rezerve în care scrie Comisia Locală de Fonds Funciar, în paranteză, scrie persoana care deține pe toată experiență sau prin ceva, urmând ca să aducă documentele de Comisia Locală de Fonds Funciar, să-i se tocmească o carte funciară definitivă. Dar acele terenuri, dacă v-ați uitat acolo în lucrările alea, că erați dumneavoastră atunci administrator, scrie la fiecare rezervă, scrie bani, cred că dacă ar fi una sau două sau trei câteva rezerve, în care n-ar scrie nicio persoană acolo. La toate rezervele scrie paranteză. Cu tare. Înainte de 2014 nu era nicio evidență a terenurilor rezervă. Să fim serioși. De atunci încoace, când au început măsurătorile, au început să apare evidență. Nici noi acum nu avem o evidență. Ceea ce nu este rezervă, nu există niciun teren care să spună că e rezervă. La pădure e proprietar. Acum, dacă avem 1200, dacă apare un solicitant, știm de unde să-l luăm. Dar până acum nu știam unde să-l ducem. Aduceți vă aminte de cazul Mândrișcan. Dar este un caz și acum. Este un caz și acum. El trebuie să primească 5 hectare. Are validare, are tot ce trebuie. Ce nu știm o să-l punem, pentru că nu vrea nici noi, nici noi. Mai mult decât atât, în fiecare tabla, nu este identificat, vedeți noastră, unde sunt persoane care au titularitate. Vă fi puși la rând, exact cum sunt ei acolo, un vecin cu toți și va rămâne o suprafață care este rezervă, care nu au avut documente să certifice ca urmă. Atunci, la mine, capul comunitar, acum e muncesc agenții economici. Va rămâne rezervă, spunem 5 hectare, 10 hectare, un exemplu, da? Și în acea carte funciară de 5 sfat din carte funciară pe o suprafață totală, la părmă de vezi noastră, deci, în ceea ce înseamnă extrapilat, aș vrea să fac următoarea precizare ca să încheiem. În talarele unde este asociație lucrată, acolo sunt două abordări cu privire la aceste rezerve care nu au validări în spate sau nu au niciun drept. Să fie lăsate, adică să ținem cont de că aici de la punerea în posesie, respectiv, să lăsăm acel terenul fără acte, din loc în loc, sau să-l comasăm undeva la cap. Adică mă refer acum unde avem asociații. Să găsesc în titlul de proprietate ca și vecini. Exact, cine am de acolo. Toate acele titluri de proprietate care au fost emise și au vecini, nu mai regăsesc vecinii. Să pierd, că ea se duce la capătul canalului. Nu, nu e o soluție de titlu. Se smântiesc toate terenurile. Se încurcă mai mult. Noi le lăsăm de loc în loc. În momentul în care
trebuie să decidem care le scoatem, cele mai dintr-un capăt latera, cele, adică nu în cap, trebuie să scoatem și rezerve afară, aici trebuie comisia locală, trebuie să-mi spună, bă, care ăsta, ăsta, da, nu, trebuie să fie o asumare rapidă, care nu au acte, nu au validări, nu au nimic, să regăsesc în vecin, dar nu poți să-i lași. Amintiți-vă de cazul Constantin. Tot așa l-am scos din Cotubaciului, l-am scos că nu mai încăpea. Și cum a venit între timp cu acte, acum nu are. Dacă rămânea rezerva acolo, puneați acolo. Acum face între sam-tam. S-au notat arlalele și parcelele și acum când se fac, au apărut litigii, au apărut probleme de ocupare ilegală a unor terenuri, când trebuie la judecător, judecătorul a avut titlul de proprietate pe tarla și parcelă, acum cartea funcționare are altă tarla, altă parcelă, altă renumerotare și pierzi procesul. S-a dus, dar nu știu un caz concret. Bun, dacă mai este ceva de cum le aduce. Bun, rog cam atât. Sper să găsim o modalitate de a finaliza lucrarea asta astfel încât să fie și corect la fața locului, în cât mai multe din situațiile respective, chiar asta înseamnă act de proprietate. Noi nu facem acte de proprietate, ci doar facem carte funciară cu actele care le primim. Și nici nu anulăm actele de proprietate. Exact. Trebuie propunerea spre anulare trebuie să plece din partea comisiei locale. Am o întrebare. Acele proprietăți funcționale care se numesc provizorii, care nu și-au proprietate, și cum se mai uite cărți funcționale cărți provizorii, da? Cineva a fost cunoscut acolo, scrie cine muncește de fapt. Noi nu se mai scrie. Nu mai scrie evidențele interne. Nu mai scrie. Doar în evidențele noastre. Ale rămân tehnic intern. Rămân cărțile funcționale. Cine poate să atribui, că până atunci nu știu exact, dar atunci, în momentul de atunci, știu că într-o tarlă am 7 cărți speciale, da, care însumează 7 hectare, exemplu. Provizor. Da? Provizor. Cine poate să dea în arendă acel teren, acele cărți speciale, acele terenuri 7 hectare, către un fermier care lucrează acolo, că se vale doar comisia de fund. Demersul ăsta nu așa se gândește. Deci, acele terenuri pentru a fi dat în arendă trebuie să intre în domeniul privat al OAT-ului. Ca să intre în domeniul privat al OAT-ului un teren care la dispoziția Comisiei Locale de Fund Funciar, acel teren întâi trebuie finalizată punerea în posesie pentru cei care au drept și validați. Adică când se finalizează punerea în posesie pentru toate dreptul, atunci și, atenție, nu mai sunt solicitări nici la OAT-ul învecinat. Și nici la vecinii din cum. Da, atunci trece în domeniul privat al OAT-ului și poate să intre pe linia de concesiune, de arendă și așa mai departe. Deci abia după ce se va termina invadațiunea în toată România. Mă, deci până atunci, operatorul agricol care muncește acea tabla, el trebuie să o plătească. El muncește și acele rezerve. Da? Da? Și nu dă arendă posibilă că de la nimeni. Nu. Știi ce trebuie să facem? Noi trebuie să facem așa. Pe tarla 118, 2000 de hectare, de toai, cine ia acoperire executivă? 1500, 500 le plătești tu. Și atunci vii și îți spui, am pui interes. Nu e așa drept. Care? Dar nici unde să nu am. Eu nu am schimb cu tine. Dar cine ia acoperire executivă? De acord cu tine, de acord, dar e să mai îngheală. Chiar și operatorul economic care a făcut. Iese, iese. Iese că se cer. Nu mai înțeleagă nimic. Cu persoană, dar nu cu consiliul local, care are carte funcțională. Că atunci când se indică, se funcționează. Nu, dar întrebarea mea e altă. După aceea, deci s-a rezolvat problema și să știe că sunt 7 hectare și le deține Costa. Da? Și le-a deținut atâția ani. Și-a luat după ele bunul și e normal cum s-a făcut. Este tras la răspundere pentru asta? Poate fi tras. Ultimii 5 ani. Dar întrebarea este așa. Dacă se face pe declarație la API, să fac acele digitalizări, primăria cum face confirmarea pe adrese? La API. Noi am, eu am sunat la API, am vorbit chiar de aici cu directorul la API și am întrebat în ideea de a ne pune și nou la dispoziție conturile care să ne ajute pe arenda și la identificarea terenului. Și l-am întrebat. API interacționează sau cu documentul, cu contururile cărților funciare din OCPI și au zis că nu au nicio treabă. Fizice de la API nu au nicio treabă cu cadastru. Probabil, azi nu, dar ce știe viitor ce o să cum o să întâmple, însă nu există o relaționare care să ne ajute în a identifica de unde și cum. N-au niciun interes nici ei. De ce la operatorul agricol și de acolo? Da, operatorul vine cu declarație de proprie răspundere și obține de la dumneavoastră adeverință pentru a avea. Nu, 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 nu
S-ar putea să, el să aibă, mă ascultați? El să aibă doar 500 de hectare și partea aia o lucrează fără să... Fără zonă de care? Fără zonă de care? Deci n-are nevoie de subvenții, nici de motorul, 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 nici de motorul. Nu, el ține 100 de hectare, dar poate să ne găsim... Are 50! Mariane, nu, pentru că sunt fermieri care au sub 30 de ani și ăla n-am mai declară la APIA. Așa e. Păi nu este sigur. Păi și deci atunci n-ai, n-ai un control. Nu ai sub 30 de ani în bloc. Dacă muncești, nu am un control. Da, adică la APIA poate fi mai mică de 30 de ani. Nu, dar acum muncești toată clar la APIA. Că nu muncești, o declar eu. Te rog, doar cele 30 de ani. Cei 30 de ani care zici tu, da. Au ajuns la majoritate, care ia apia, s-au acumulat. Da, dacă tu ai 30 de ani, 30 de clar, toți, spune cu declarația la 30. Sunt de declarația la care îți spune. Noi închidem aici. Mulțumesc. Și mulțumim. Vă rog să luați măsurile care să ducă spre finalizarea la lucrurile acestea. Am și eu o declarație. Am putea să primi și noi o portură, dar să ținem o anumită de evidenție, de unde e portură și cu nevoia. Link real, este link-ul, are domnul Ana, puteți să-l dați la orice, unde, urce și acolo se pot interoga, se pot afla și rezervele, unde sunt. Tocmai asta este. Nu mai funcționează căutarea. Să știți că nu... Merg, dar merg, să dați link, așteptați să indexeze și după aia merge. Nu, o să ne dați părerea consilier local, punem numele utilizator și vorbă și sigur atunci. Nu, 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 nu,